Anii care au trecut de la disoluția Uniunii Sovietice au fost o mină de aur pentru istorici, de aur pentru valoarea informațiilor descoperite în arhive și memorii și mină din cauza eforturilor frustrante, intense care trebuie depuse pentru a aduce informația. La suprafață. În multe sensuri, abia acum începem să înțelegem istoria sovietică. Ce am făcut până în prezent a fost să compilăm mărturii și arhive referitoare la evenimente cândva secrete. Dar sunt atâtea lucruri pe care încă nu le cunoaștem. Gândiți-vă la noul și valorosul volum Masterpieces of History. Cartea este ca un safe secret în care sunt păstrate cele mai fascinante documente strict secrete despre Revoluțiile din 1989. Vladislav Zubok, unul dintre editorii volumului, l-a comparat cu partea observabilă a lunii, dar există alta, mai îndepărtat, care încă nu a fost văzută. În această logică, iată lista arbitrară de mistere sovietice ce care așteaptă să fie descoperite. Ce s-a întâmplat cu miliardele de dolari în aur și bani deținute de Partidul Comunist după dispariția URSS? Mai multe rapoarte de presă din acea perioadă susțineau că banii au fost mutați rapid în conturi din bănci străine, dar niciodată nu a fost adusă vreo dovadă. Igor Gaidar, premierul lui Boris Elson, a angajat cândva o firmă internațională de detectivi particular pentru a-l ajuta să găsească banii, dar nu s-a înregistrat niciun progres. De câți bani a fost vorba? Ba, și unde au dispărut. A dezvoltat vreodată URSS o armă nucleară portabilă? S-a speculat mult, dar nu a existat niciodată vreo dovadă în acest sens. Generalul rus Alexander Lebed a spus în 1997 că s-au construit cam 100 de dispozitive nucleare de mărimea unei valize și jumătate din ele au dispărut, dar afirmația lui Lebed a fost vagă și incompletă, iar alții au negat ori au pretins că acesta le-a confundat cu mine nucleare terestre. Cine avea dreptate? În prima săptămână după dezastru nuclear de la Cernobâl, din aprilie 1986, liderul sovietic Mihail Gorbaciov a fost nefresc de tăcut. Nu a vorbit pe această temă decât pe 14 mai, după mai bine de două săptămâni. Ce s-a petrecut în acele zile la nivel oficial? De ce acest om de acțiune a apărut atât de imobil. De la începutul anilor 70, liderii sovietici au aprobat un program secret de dezvoltare a armelor biologice. Cunoaștem linile generale ale cercetării, dar nu cunoaștem aproape nimic despre latura militară. A existat un concept de utilizare sau o doctrină militară pentru utilizarea acestei arme, împotriva cui pe ce câmp de luptă au fost create arme cu destinație specială, ce s-a întâmplat cu ele după dispariția. URSS. Ne lipsesc încă informații esențiale legate de criza rachetelor din Cuba, cum ar fi ce li s-a spus revoluționarul cubanez Raul Castro și Che Guevara în timpul vizitei lor în URSS înainte de criza din 62 sau lui Fidel Castro după aceea. Chiar dacă au apărut în registrările ședinței Politburo și Cablograme din timpul crizei, dialogul acestora cu liderul sovietic Nikita Khrushchev înainte și după eveniment ar putea aduce o perspectivă nouă asupra motivului pentru care armele nu au fost implementate acolo și ce lecții s-au tras din respectiva experiență. În cartea sa din 1999, Ken Alibeck, un dezertor care fusese adjunctul directorului responsabil de programul biologic sovietic, a declarat că principalul obiectiv al operațiunii Flautul a KGB a fost să dezvolte agenți biologici, psihotropici și neurotropici care să fie folosiți de KGB în operațiuni speciale, inclusiv în asasinate politice, care a fost scopul și utilitatea finală a acestei operațiuni. Începând cu 1981, Moscova a trimis instrucțiuni urgente către KGB și GRU, serviciuri militare secrete, să strângă informații despre o posibilă primă lovitură nucleară americană. Instrucțiunile au fost cunoscute sub numele de RIAN, de la Rachetno Idervo -Napadeni, atac cu rachete nucleare. Oleg Gordievski, un agent KGB care spiona pentru britanici, au oferit informații Occidentului despre RIAN și detalii despre această operațiune au fost publicate de Gordievski și Christopher Andrew în lucrarea lor în 1990, intitulată KGB The Inside Story. Dar nu știm în continuare cum au reacționat liderii de la Moscova la rapoartele primite, în special șeful spionajului Yuri Andropov, care a devenit secretar general în 1982. Era Kremlinul atât de paranoic față de războiul nuclear după cum păream? La începutul anilor, 1980, sovieticii au construit un buncăr subteran uriaș în Munții Ural, cunoscut sub numele de Grot, pentru a fi folosit ca un post de comandă pentru forțele de rachete strategice în cazul unui eveniment nuclear. Serviciile americane de informații au descoperit dovezi că buncărul se afla în fază de construcție, dar toată afacerea a fost învăluită în mister. Care a fost scopul original al lui Grot? Uneori, un secret poate fi ascuns într-o mulțime de date. Timp de mulți ani, Statele Unite au fost nedumerite asupra modului în care economia sovietică era legată de necesitățile de securitate și apărare. Având sisteme economice diferite, monede, materiale și metode diferite de construcție, costul de producție al unui tank sovietic era cu siguranță diferit de cel american. Chiar și rapoarte contemporane interne, cum a fost cel realizat de Vitali Kataev, unul dintre angajații Comitetului Central, pe care l-am folosit în cartea The Dead Hand lăsau multe întrebări fără răspuns. Kataev estima că 20% din economia sovietică erau destinate apărării, CIA estima 15-17%, dar erau multe variabile, de la calculul real al costurilor cu forța de muncă și materiale într-o economie planificată până la faptul că fabricile sovietice din domeniul apărării produceau televizoare și mașini de cusut. Cât de dificilă de susținut era cursa în armăruri pentru URSS. Cât de eficient au informat serviciile de informații externe cu conducerea sovietică. Când a venit vorba despre analizarea inițiativei strategice de apărare a lui Ronald Reagan, Kataev spunea că întotdeauna KGB-ul supraestima pericolul, agenției fiindu-i teamă să nu subestimeze. Gordievski spunea că multe rapoarte ale KGB erau compilate din informații apărute în ziare din cauza lipsei unor surse mai bune. Cât de bune erau informațiile KGB-ului, cât de sistematic a fost înclinația de a spune conducerii ce își dorea să audă. Skeletele a patru amazoane din trei generații au fost descoperite într-un același mormânt la un sit arheologic din regiunea Voroneh, Rusia, unde se află un cimitir străvechi. Femeile războinice au fost îngropate cu bijuterii și arme. Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe a transmis că a excavat un mormânt în care se aflau patru femei de vârste diferite. O adolescentă de 12-13 ani, două tinere femei, una între 20 și 29 de ani, respectiv între două. 25 și 35 de ani și femei mai în vârstă având între 45 și 50 de ani. Amazonii erau femei războince din triburi nomade scite care au trăit în Siberia între 200 și 900 înainte de Cercetătorii estimează că mormântul datează din secolul 4 înainte de Hristos, după obiectele găsite alături de schelete. Adolescenta și una dintre femeile tinere au fost îngropate cu vârfuri de săgeți, cârlige în formă de pasăre, hamuri, cuțite de fier, oase de animale, vase turnate și vase lăcuite de culoare neagră. Partea lor de mormânt arată răscolită de jefuitori din vechime, în timp ce locurile celorlalte femei au rămas neatinse, scheletele fiind așezate pe patru de scânduri acoperite de iarbă. Femeia tânără a fost îngropată ca o călăreață urmând între altele o tradiție de îngropăciune care presupunea tăierea tendoanelor. Sub umărul său stâng s-a găsit o ognire de bronz alături de două sulițe și o brățară de sticlă pe mâna stângă. Între picioarele sale erau așezate o vază lăcuită în negru și un cu o singură toartă. Femeia bătrână a constituit cea mai surprinzătoare descoperire prin vârstă, în condițiile în care amazonele aveau o speranță de viață între 30 și 35 de ani, dar și prin coiful ceremonial pe care îl avea pe cap. Mai multe bijuteriile ei erau făcute dintr-un aliaj conținând argint, aramă, fier și aur în proporție mare de până la 70%. De regulă, bijuteriile sciților nu conțin atât de mult Aur. Alături de ea s-au mai găsit și un cuțit de fier învelit într-o țesătură și un vârf de săgeată bifurcat, un obiect rar. Între toate obiectele, coiful este special, întrucât puține astfel de coifuri au fost descoperite cu ornamente rămase intacte. Situl arheologic se află pe locul unui cimitir format din 19 movilițe pe care cercetătorii le studiază din 2010. Mormântul excavat recent este una dintre ele. Amazonele sunt un fenomen obișnuit printre sciți. În ultimul deceniu, echipa noastră Asta a descoperit aproximativ 11 morminte ale unor tinere femei războinice, a spus Valerie Guliave, coordonatorul Don Archaeological Expedition, ce aparține de Institutul Arheologic al Academiei Ruse de Științe. Acesta a spus că au fost mormântate respectând aceleași ritualuri cu care erau îngropați bărbații. Cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre aceste secrete, mistere și descoperiri din Rusia? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați de follow pe Instagram la Jocul Virtual 1. Ne zic cu alte episoade și evident. Multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.